îndrăgostiți sau nu de Cartea Esterei. Dar aș dori să vă invit să mai rămânem încă puțin la un studiu simplu, care n-are ca scop să ne învețe ceva ce n-am mai auzit, ci are ca scop să ne aducă aminte de etosul acela care altădată ne-a făcut să fim fericiți că facem parte din poporul lui Dumnezeu. De dimineață am vorbit despre faptul că pentru o anumită vreme este nevoie de anumiți oameni. Mardoheu îi spunea lui Estera, tu ești făcută pentru o vreme ca asta. Tu pentru o vreme ca aceasta ai fost schemată aici. Pe cale de consecință, noi trăim într-o vreme în care ar trebui să spunem și noi, la rândul nostru, noi suntem construiți de Dumnezeu pentru o vreme ca, ca aceasta. Vi se pare simplu sau complicat? Haideți să citim încă altceva din cartea Esterei. Estera, capitolul 3, versetul 8. Atunci Haman a zis împăratului Ahaj În toate ținuturile împărăției tale este un popor risipit, deosebit între popoare. Întrebare simplă: lucru rău sau bun? Rău sau bun? Evident, Haman făcea din felul acesta de a gândi un argument cum că poporul acesta este un popor rău. Sau lucrul ăsta este un lucru rău. Apoi continuă. Care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor. Rău sau bine? Uneori suntem în dilema asta. Uneori simțim că toată lumea nu ne înțelege și că toată lumea este împotriva noastră și implicit noi suntem împotriva întregii lumi, pentru că avem legi deosebite. Suntem deosebiți. Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament spune limpede, ei sunt în lume, dar nu din lume. Vreau să vă întreb, e riscant să fii deosebit? Că despre lucrul acesta am încercat să vorbim și vom încerca să vorbim în după amiaza asta. E riscant să fii deosebit? Textul continuă și spune Deci are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Se, în momentul ăsta, pentru a treia oară, se amintește faptul acesta de a fi deosebit și se concluzionează și se spune, deja avem o problemă. Ei nu numai că sunt deosebiți, dar intră în conflict cu cine sau cu ce? Intră în conflict cu ordinea împăratului. Ordinea pe care a instituit o împăratul în tot imperiul medopersan și spuneam de dimineață că una dintre caracteristicile fundamentale ale filozofiei medopersane era că împăratul și guvernul nu trebuie să greșească niciodată, deci au un iz de infailibilitate. Ca urmare, cel puțin și mai ales în domeniul legislației Împăratul nu putea să greșească. Împăratul nu putea să-și ceară iertare, zic că am greșit, Auleu, nu. Împăratul tot ceea ce a spus rămânea lege, pentru că cuvântul său hotăra ce este bine, ce este rău, nu era o altă lege mai mare decât legea împăratului cu care să o compari. Știți? Dacă ai o lege mai mare decât propria ta lege, atunci te poți verifica. Se numește moralitate. Dar dacă tu ești cel mai mare din împărăția ta, atunci cuvântul tău este lege și nu ai o altă lege cu care să te compari. Cu alte cuvinte, nu există moralitate. Nu ai altceva la care să te raportezi. Din cauza asta, foarte mulți dintre noi suntem în situația să credem că noi suntem cei mai importanți oameni de pe Pământ. Există și o filozofie ca atare. Se spune, nu este nimeni mai. Important ca tine. Astăzi este unul dintre cuvintele repetate cel mai frecvent în psihologia noastră. Ești foarte important. Tu ești cel mai important, tu? E bine, dacă ești cel mai important, mai devreme sau mai târziu, este simplu. Vei da legi și nu te vei verifica niciodată dacă legile pe care le vei da tu în familie. Față de tine însuți, locul de muncă și în biserică, nu te vei putea verifica niciodată dacă ceea ce ai emis tu este bine sau nu, pentru că tu ești cel mai important și nu este nimeni mai mare ca tine. Și Dumnezeu și Sfânta Scriptură, dacă gândim așa, vor fi siliți la un moment dat să se adapteze gândirii noastre. Și gândirea noastră va schimba rolurile și îl va aduce pe Dumnezeu undeva în zona convenabilă mie. Da. Asta era problema împăratului de atunci. Că era cel mai mare și legile pe care le dădea el trebuia să fie legi divine și ca urmare trebuia să demonstreze lucrul acesta prin faptul că nu-și cerea niciodată iertare. Gândiți-vă la aspectul ăsta și gândiți-vă când nu ne cerem noi iertare, gândiți-vă de ce nu o facem. De ce nu facem? Nu avem aceleași, aceeași problemă? În sfârșit, textul concluzionează cu următoarea idee: nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Foarte interesant terminologia asta, nu vi se pare? De fapt, sub cuvintele nu lasă liniștit, se ascundea sentința cu moartea. Dar se pare că și atunci avea un limbaj de camuflaj. Da. Și în ziua de astăzi se folosește treaba asta. Nu se zice uh, condamnare cu moartea, nu se mai folosește cuvântul purificare. Se folosește cuvântul s-a pacificat zona. Și când se zice s-a pacificat, ce înseamnă? Că problemele s-au încheiat, este pace. Din ce cauză? Că au fost eliminați toți care creau probleme. Nu s-a dat niciodată uh, ordinul acesta executați, nu? purificați, ucideți. Nu s-a dat doar ordinul pacificații. Și toată lumea e mulțumită că în ziar scrie s-a pacificat. Și nu ne mai sare în ochi că e vorba de crimă. Ca și cu avortul. Simplu, avortul nu înseamnă altceva decât să scoți ceva din corp care nu ți trebuie. Simplu. Normal. Nu se vorbește absolut deloc. Că e vorba de ucidere, că este vorba de dezmembrarea corpului unui fetus, că îi se smulg mâinile, că îi se smulg organele interne, că este teribil. Dacă s-ar vorbi așa direct, atunci toată lumea ar zice nu se poate. Și probabil că ar fi foarte mulți care ar zice nu-i posibil. Și poate că mulți dintre creștini ar înțelege că avortul e crimă. Dar, din cauza că nu se vorbește așa, peste 40% din creștini, 48% din creștini, aproape jumătate, sunt de acord cu avortul. Foarte interesant. Schimbarea limbajului conduce la acceptarea unor situații inacceptabile în viața noastră. Asta ca paranteză. Fiți atenți la limbaj astăzi. S-a schimbat limbajul ca să ni se schimbe percepția. Analizați cuvintele, analizați mesajul și după aceea gândiți-vă la atitudinea sau decizia pe care o luăm. Deci, întorcându-ne la text, haideți să mai citim textul încă o dată în întregime. Haman a zis Împăratului: În toate ținuturile Împărăției tale este un popor deosebit între popoare care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor, nu ține de legile împăratului, nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Și aici, Haman nu face altceva decât definește pe poporul lui Dumnezeu ca fiind dușmanul public numărul 1. Simplu. În cuvinte foarte politice. Aici este vorba de corectitudine politică 100%. Este foarte frumos. Ei nu vorbeau despre lucruri urâte. Ei vorbeau despre interesul împărăției, vorbeau despre binele împărăției și la sfârșit au dat un decret de moarte. Cu conștiința împăcată. Cu conștiința liberă. Cu conștiința că toate lucrurile sunt la locul lor. Uh. Pentru o vreme ca aceasta, pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu cheamă pe Estera, pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu cheamă pe Mardoheu, interesant, pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu cheamă generația noastră. Toate lucrurile ca mentalitate, ca profil politic, ca problematică generală. Toate lucrurile se îndreaptă înspre acolo. Întrebarea este unde ne îndreptăm noi. Lucrurile merg în direcția respectivă. Poporul lui Dumnezeu, unde se îndreaptă? Haideți să ne ocupăm puțin de prima idee și anume, uite, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare. Vreți să ne ocupăm puțin de asta? Este foarte inconvenabil lucrul ăsta. Îl știu pe propria mea piele. Aș dori să vorbesc cu tinerii care sunt aici. Pe vremea când eram la școală, nimeni nu juca cu mine fotbal. Știți de ce? Uhum. Eram pocăit. Și nu jucau fotbal cu mine. Evident. Trebuiau să mă respecte pentru că învățam bine. Profesoara Manu Steluța, care a fost aici cu o vreme în urmă, a fosta mea profesoară de istorie, care locuiește în zona Los Angeles și aduce aminte foarte des de vremurile acelea. Când venea pe la mine pe acasă, eu cântam cu chitara și dânsa se minuna ce educație avem noi ăștia deosebiți. Pentru că nu mergeam sâmbătă la școală, pentru că aveam obiceiuri ciudate în ceea ce privește mâncarea, îmbrăcămintea și așa mai departe. Pentru că eram oameni cu totul deosebiți, dar în sensul bun, nu în sensul urât, în sensul bun. Și însă venea acolo și se tot uita, mi-a spus mai târziu asta, se tot uita și dorea să înțeleagă de unde vine această, această atracție către înalt. Faptul că nu ne puteam mulțumi cu lucruri mediocre, obișnuite, comune. De unde vine? Pe vremea aceea nici eu nu înțelegeam prea bine de unde vine. Eram cam singur în școală, mă simțeam... Pe vremea aceea nu era cuvântul abuzat. Probabil că l-aș fi folosit. Tatăl, tatălui meu nici nu i-a trecut prin minte că aș putea să fiu abuzat. Tatăl meu zicea, Valentine, asta este. Așa e pe lumea asta. Valentine, tu trebuie să lupți. Eu să lupt. Toată viața, toată viața, Valentin. A fost odată, o spun desori asta, când... Deci, faptul că lipseam în fiecare sâmbătă de la școală crea o problemă în toată școala. La nivel de inspectorat școlar, se știa că pocăitul de nu știu unde, din amărâtul ăla de bumbești, Uite, nu-l poate lămuri nimeni. ci cu el? Că poți și așa mai departe. Și din cauza aceasta, presiunea venea pe multe părți. Odată profesoara de istorie, altă dată un alt profesor. Și profesoara de istorie a luat lucrurile în mâini, las că îl pe Valentin și o vreme ea m-a terorizat la coală. Altă dată, în clasa a treia, învățătoarea a zis, uite, dacă tu ești așa de deștept că nu vii sâmbătă la școală, ce-ar fi să lipsești tu și lunea? Și luni când m-am dus la școală, m-a trimis acasă. M-am dus acasă cu ghiozdanul în spate, eu amărât, am mărât și m-am dus la tata. Și tata a zice, băi, ce cu tine? Păi m-a trimis, trimis acasă. Da? Hai. nu încoace. M-a luat și a... m am dus la postul de poliție, tata. Și tata a zis, uite, Băiatul meu nu poate să fie școlarizat din cauza că dumneavoastră mi-l trimiteți acasă lunea. Șeful de post, domnul Gridan, la vremea aceea, a zis, da, nu se poate. Ba da, bun, și a plecat, a plecat la școală. Domnul Gridan cu tata în față, eu, un pitic în spatele lor, mergând, și o să fie acum la școală, o să fie vai de lume. Și într-adevăr a intrat domnul șef de post, primul, a întrebat-o pe doamna Vodislav, noi ce aveți cu copilul? Nu se poate, copil. Bun. M-au dus în clasă, m-a primit domnul șef de post și cu tata, au plecat și a rămas cine? Am rămas eu. Și vă dați seama ce a fost după aceea. Da? E cam asta era situația la școală. Și v-am spus asta ca să vă, dați, să vă dați seama de ce profesoara de istorie la un moment dat a venit la mine și mi-a spus, Valentin, uite, hai să ne împăcăm, vrei? Da, Doamna, sigur că. Uite, du tu la tata și spune să-mi dea un borcan cu miere, că am nevoie de ceva și uite dacă îmi dai un borcan cu miere, ne împăcăm. Oh, când am auzit eu cât de ușor e să te împaci cu profesoara, m-am dus direct la tata și am spus, dă un borcan cu miere. La care tata s-a uitat la mine, de ce să-i dau un borcan cu miere? Păi zice că ne împăcăm. Păi ce, m-am supărat eu cu ea? Păi nu, eu nu m-am supărat cu profesoara. Nu, nu, și îi dăm un borcan cu miere? Nu. Pare ciudat, da? Da, așa era tata. Și nu i-a dat borcanul cu miere. Și a zis, băiatul meu, spunea tata, n are nevoie ca dumneavoastră să-l periați la școală. Nu. Tratați-l ca pe oricare dintre copiii aceștia. Evaluați-l ca pe oricare dintre copiii ăștia, pentru că eu vreau să știu cine e copilul meu. Mi-a prins bine, nu mi-a prins bine, nu știu, dar a fost greu. A fost greu. De asta vă spuneam, în limbajul tatălui meu nu era titulatura de abuz pe vremea aceea. Nu era. A existat un singur lucru și anume, noi suntem deosebiți și tu ești deosebit. Nu-ți poți permite să fii ca oricare altul. Pentru că trebuie să fi Lumina Lumii. Și eu mă gândeam în mintea mea bine, dar n-am și o voie să fiu ca toți ceilalți. Trebuie să fiu neapărat Lumina. Și mi se părea că, mi se părea că e, a, e așa de greu și punea tata în spatele meu un așa de mare bagaj, eu să fiu Lumina Lumii și nu pot să fiu și eu ca ceilalți ca să fac orice. Mă opresc aici, unor simțim că e greu să fii lumina lumii, unor simțim că am dori să fim la fel ca ceilalți, am dorit să fim și noi ca ceilalți oameni și de cele mai multe ori suntem la fel ca ceilalți oameni. Și acum, pe fondul ăsta, vă rog citiți cu mine un text. Este vorba de Exod. Exodul 33 cu versetul 16. Începem de la 15. Moise a zis Domnului. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Păi de ce? Versetul 16 este uluitor, este extraordinar. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi noi Citiți, ziceți. Vom fi noi deosebiți. Fratei mei, ideea asta fantastică. Dumnezeu ne face deosebiți. Prezența lui împreună cu noi face ca poporul său, individ, în individualitatea lui, ca individ, sau în totalitatea lui, ca colectivitate, ca adunare. Poporul său este deosebit pentru că el în mijlocul lor. Lucrul ăsta este extraordinar. Nouă, ni se pare că a fi deosebit, înseamnă să uh, ai altfel de haine, să mănânci altfel, să te porți altfel, dacă se poate, la cel mai înalt nivel. Și fără îndoială sunt toate lucrurile astea. Fără îndoială vrem să fie o, o excepționalitate a poporului lui Dumnezeu în felul cum... Se poartă în lume. Dar nu lucrul ăsta este baza și fondul problemei. Baza și fondul problemei este că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu e în viața mea. Când îmi aleg, spre exemplu, când îmi aleg garderoba sau când mă duc la Magazin să-mi cumpăr ceva? Ce legătură are prezența lui Dumnezeu cu gestul meu de a cumpăra un anumit lucru din magazin? Ce legătură are? Sau nu are nicio legătură? Și dacă are vreo legătură în momentul când îmi cumpăr un lucru, atunci să fie limpede. Prezența lui Dumnezeu ne va face deosebit în gusturi, în alegeri, în preferințe, în tot. Pentru că ne vom da seama că, până la urmă, fiecare gest, fiecare lucru pe care îl cumpărăm, trebuie să reflecte ce? Nu numai că suntem deosebiți, implicit lucrul acesta, dar trebuie să reflecte faptul că Dumnezeu e acolo. Spuneți-mi, vă rog, de ce în Vechiul Testament se spunea. La fiecare colț al hainei să-ți aturni un ciucuri albastru. Nici cauză. Să-ți aducă aminte, nu că ești deosebit, să-ți aducă aminte, nu că ești excentric, să-ți aducă aminte, nu că nu semeni cu nimeni și că ești mai ciudat ca alții, că altfel te punea Dumnezeu să-ți faci creastă de cocoș când te tundeai. Nu, dar îți trebuia să fie acolo ca să-ți aducă aminte că Dumnezeu este până și în hainele tale. Până și acolo. Nu știu dacă e ușor sau greu. Ce ziceți? E ușor sau greu? Haideți că dacă nu răspundeți, mi-e teamă că vă pierd. E ușor sau greu? E ușor să-ți haine cu ciucuri sau greu? Adică haine care să trădeze întotdeauna că acolo e prezența lui Dumnezeu. E ușor sau greu? Să mergi în locuri în care întotdeauna este prezența lui Dumnezeu. Știi ce zice Ele White? Spune la un moment dat lucruri așa povestite în locul acela n-aș avea curajul să intru. Spune dânsă. Dar ce e vorba de curaj? E vorba de cultură. Hai să văd și eu despre ce este vorba. Aladina, știți? S-a dus să vadă fetele țării. Mă duc și eu să văd cum e. Și noi, nu. În anumite locuri n-am curajul să intru. Unde? Unde? Vă aduceți aminte unde n-avea curajul să intre? unde îngerii lui Dumnezeu nu pot intra. Spunea dânsa. Poate că zicem, auleu ce băbește. Cum să nu îngerii lui Dumnezeu pot intra pe oriunde, pentru că ei scot afară. Așa zicem noi, scot afară pe satan, ei curăță totul. Nu. Nu este așa. Există și un sfat în Sfânta Scriptură care spune să nu vă să nu vă duceți. Nu vă duceți. Să nu credeți și să nu vă ducem. Duceți. De ce să nu te duci? Și explicația, contextul este că există și locuri specializate unde puterea rea deține controlul. Unde o fi locul ăsta? Unde astăzi se deține controlul? Dânsa vorbește mai departe, nu vă voi spune unde. Căutați, căutați, gândiți-vă. Dânsa vorbește mai departe și spune: Într-o casă în care nu se înalță rugăciunea, n-aș îndrăzni să stau peste noapte. Cum adică? Da. Dacă în casa respectivă nu se înalță rugăciune, nu îndrăznesc să stau. E așa de dramatic. Mie mi se pare că nu e dramatic, dar problema nu este cum mi se pare mie. Dintr-o dată mi se deschid ochii și mi se spune, fii atent cum se vede din altă parte, din partea lui Dumnezeu, fii atent cum se vede. Că îngerii lui Dumnezeu nu intră acolo unde nu sunt invitați și unde prezența lui Dumnezeu nu este căutată. Cum? Chiar așa de sensibil? Da. Să fii deosebit înseamnă să ai o sensibilitate deosebită, să înțelegi lucrurile din punctul ăsta de vedere. Auzi? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin acestea vom fi deosebiți? Fiecare pas pe care îl facem să fie cu Dumnezeu pentru a putea să fim deosebiți. Încă o dată mi-aduc aminte despre Noe. Se spune Noe era neprihănit. Două puncte. Noi e un cu Dumnezeu. Definiția neprihănirii este această capacitate a cuiva să nu meargă singur. Această neputință a cuiva. Eu nu pot să merg singur. Dar cum poți să mergi tu? Nu pot să merg decât dacă Dumnezeu merge cu mine. Ai neprihănire. Glorioasă neputință, spunea poetul Burtescu. Glorioasă neputință. Doamne, ce bine! Ce bine că Luther a zis: Eu nu pot altfel. Ce bine e că aici, noi, a zis: Nu pot altfel. Ce bine că Enoch n-a putut așa timp de 300 de ani și a manifestat această neputință continuu. Timp de 300 de ani a mers cu Dumnezeu. Și spuneți-mi ce s-a întâmplat. Într-o lume întreagă, într-o lume întreagă, el a mers cu Dumnezeu și a devenit ce? A devenit cum? A devenit deosebit. Deosebit. Și la sfârșit Dumnezeu l-a luat la el la acasă că se mâna mai mult cu casa de sus decât cu casa de jos. Simplu. 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 Nu știu cum aș face, dar mi-aș dori tare mult să citesc împreună cu dumneavoastră și un alt pasaj în numeri, acolo unde mi se vorbește despre momentul în care Balaam este invitat să blesteme pe Israel. Și capitolul 23 din numeri, redă toată scena. Versetul 7. Balac m-a adus din Mesopotamia, din zona Babilonului. Fiți atenți, l-a adus de acolo. Împăratul Moabului m-a chemat din munții răsăritului zicând vino și blastăm -mă, mă pe Iacov, vino și de faimă pe Israel. Cum să blestem eu pe cel ce nu-l bleastă -mă Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel ce nu-l defăimează Domnul? Și acum, frumos, versetul 9. Îl văd din vârful stâncilor moabului. Îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri. Și imaginea asta rămâne imaginea poporului lui Dumnezeu. Popor cum? Deosebit. Ai tânjit vreodată să fii ca ceilalți? Să te facă Dumnezeu deosebit și tu să zici, oh, de și eu ca celelalte neamuri. Dăm, Doamne, o pauză. Dăm -mi și mie o pauză de două, trei zile. Să poți să fiu ușor și ca și ceilalți. Că după trei zile mă întorc înapoi și o să fiu din nou deosebit. Dar trei zile vreau să fiu ușor ca ceilalți. Cum se numesc aceștia trei zile? Gândiți-vă. Uneori în concediu se întâmplă treaba asta. Alteori se întâmplă împreună cu prietenii treaba asta. Deci Am fost și eu cu prietenii odată, am uitat de toate. Alteori la fotbal se întâmplă treaba asta. Alteori, nu știu. Da. Uneori avem nevoie de câte, de câte o supapă, așa, să mai respirăm și noi, ca toată lumea, când ne ajunge cât am fost deosebiți. Și e o problemă aici. E o problemă. V-ați spus vreodată problema cum arată omul fără Dumnezeu? Cum arată omul fără Dumnezeu? Cartea Esterei este o carte istorică ce a fost scrisă la destul de scurt timp după o altă carte. Vă puteți imagina care a fost cartea scrisă înainte de Estera. Poftim? Daniel. Simplu. Daniel. Astea două cărți ar trebui să fie puse împreună, studiate împreună întotdeauna. Din cauza asta voi face apel la cartea lui Daniel. Imperialismul dintotdeauna și-a dorit un lucru. Să creeze mase de oameni care să fie la fel, să nu fie nici măcar un individ care să fie deosebit de ceilalți și care să se ridice în masa de oameni. Să fie toți la același nivel. Vreau să vă întreb: când s-a întâmplat lucrul acesta în cartea lui Daniel? Când toți oamenii au fost la fel, niciunul altfel. Mulțumesc, când câmpia dura. Ăsta este reflexul. Pe care societatea îl caută până în ziua de astăzi, și mai ales în ziua de astăzi, când vorbim de globalizare, când vorbim de o, un pământ întreg, la fel, când vorbim de o singură cultură, când vorbim de o singură religie, când vorbim de universalism. Despre asta vorbim. Când vorbim despre universalism, vorbim despre Câmpia Dura, spre deosebire de un popor care este deosebit între neamuri, spre deosebire de un popor care are legi deosebite între neamuri. Nu mai există poporul respectiv. Toți la oaltă. Ni se șterge capacitatea de a gândi. Ni se dau deoparte, eu știu. Reperele pe care le-am avut până acum. Totul se schimbă. Îmi spunea prietena care acum este pe ultimul rând acolo, îmi spunea, știți că nu se mai învață să se scrie caligrafie? Numai pe tastatură și numai pe computer? Știți că omul nu mai trebuie să scrie el, trebuie să scrie. Și mă întreb, de ce? De ce eu, ca și persoană, nu trebuie să fiu. să am toate posibilitățile să mă exprim la un moment dat? De ce întotdeauna trebuie să mă exprim prin intermediar? Dacă n-am computer, nu mai pot să scriu. Dacă mi s-au luat curentul, nu mai știu pe unde sunt. Nu mai știu să conduc mașina, nu mai am o hartă, nu mai am nimic. Omul devine din ce în ce mai mult nul în sine și devine, devine o valoare datorită valorilor care îl înconjoară. De, de ce așa? Se schimbă lucrurile. Dramatic. Iar omul trebuie să fie adus la un nivel acea în care uh, să semănăm toți unii cu alții, să, să, să avem același chip, să avem același limbaj, să avem aceeași fără de lege, dacă vreți, pentru că orice lege umană este doar o fără de lege divină, atât, dacă nu se raportează la Dumnezeu. Și acum, în contrast, dați-mi voie să avem câteva minute, tot așa de gândire, dar într-o lume, într-o lume de felul ăsta, în care toți sunt la fel, aplatizați, mediocri, și așa mai departe. Într-o lume de felul acesta, cum arată omul lui Dumnezeu? Dați-mi un exemplu. Dați-mi un model. Dați-mi un model cum arată. Spuneți-mi unde să-l caut. Poftim? Ilie, mulțumesc. Iosif, mulțumesc. Am vorbit de câmpia dura. În câmpia dura au fost toți trântiți la pământ. Câtă vreme mai rămâne un om care să stea în picioare, Dumnezeu câștigă. În asta constă frumusețea de a fi deosebit. În faptul câștigă Dumnezeu. Nu eu, Dumnezeu câștigă. Au fost aruncați în cuptorul cu foc. Ultimii trei oameni deosebiți. Foarte interesant. Ultimii trei oameni deosebiți au fost aruncați în cuptorul cu foc. Ce s-a întâmplat? S-au înmulțit. Din trei s-au făcut patru. Și îmi place asta, pentru că al patrulea avea chipul unui fiu de Dumnezeu. În mijlocul încercării, întotdeauna, copiii lui Dumnezeu se vor înmulți, pentru că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. În cuptor din trei se vor face patru, din patru se vor face 100, o sută, dintr-o sută se vor face o mie, pentru că sângele martirilor este o sămânță, dicton, începând de la Tertulian încoace. Este extraordinar lucrul ăsta. Ce privilegiu ai să fii deosebit. Când ești deosebit, îi faci lui Dumnezeu loc lângă tine. În cuptor, e adevărat. Că nu e simplu. Nu poți să fii deosebit decât dacă ești în cuptor. Dar în cuptor îi faci loc Fiului Lui Dumnezeu lângă tine. Dacă nu ești în cuptor, nu are loc. Numai acolo are loc. Frații mei, ceea ce spune Haman în legătură cu poporul Israel este chemarea poporului Dumnezeu până la capăt și mai ales la capăt, adică în vremea noastră fiți deosebiți între popoare. Fiți deosebiți datorită faptului că aveți legea lui Dumnezeu. Fiți deosebiți și în momentul în care veți intra în conflict cu regile umen omenești, cu legile împăratului. Pentru că, sigur, conflictul a fost acolo. Era marea statuie din câmpia dura de aur de sus până jos. Și în rest, era marea de oameni. Spuneți-mi, vă rog, când s-au plecat toți în actul închinării, în fața statuiei, în fața a ce s-au închinat? În, ce, în fața cui? În fața a ce? Nu în fața împăratului. Ce reprezenta statuia? Ce valoare avea statuia? Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede, un idol e tot una cu nimic. S-au închinat în fața nimic, în fața nimicului și spune tot cuvântul lui Dumnezeu că vor ajunge și ei de nimic. Cei ce se închină în fața nimicului vor ajunge ei înșiși de nimic. Închinarea față, în fața unui nimic este un proces psihologic, emoțional. Social prin care omul este condus în decadență până la zero. Ori te închini înaintea lui Dumnezeu și ești înălțat, ori dacă te închini în fața oricui altcuiva care este nimic și care este zero, te vei anula pe tine însuți. Asta s-a întâmplat acolo. Anularea ființei umane în câmpia dura și proslăvirea lui Dumnezeu în cuptorul de acolo cele două limite au fost complet opuse. N-am ce concluzie mai bună să fac în după amiaza asta decât să citesc ultimul text cu dumneavoastră. Și anume Apocalips 18. Auziți! Versetul 4. Am auzit un glas din cer care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași. Să nu fiți una. Să nu fiți în mulțimea respectivă. Să nu fiți părtași cu păcatele ei. Să nu fiți loviți cu urgiile ei. Ieșiți. Este singura șansă pe care o avem. În timp ce generația mea, în timp ce lumea mea va cădea din ce în ce mai mult spre zero, spre ideea aceasta de autoanulare, cuvântul lui Dumnezeu strigă la noi cu toată puterea. Voi cotiți în altă parte. Sunteți la răscruce. Luați-o în partea cealaltă. Luați-o exact în direcție opusă. Ieșiți din mijlocul ei, pentru că acolo este nul. Este nimic. Stați deosebiți! Fiți deosebiți! Pentru că dacă veți fi deosebiți, numai Dumnezeu este Cel ce vă face deosebiți. Orice altă deosebire nu vă scoate din lume. Nu ne scoate din lume. Orice altfel deosebire. Deosebirea hainelor nu ne scoate din lume. Poți să ne facă mai extravaganți, dar tot acolo suntem deosebirea limbajului, poate să ne facă din nou, eu știu, diferiți din punct de vedere al corectitudinii politice, dar tot în lume suntem. Singurul care poate să ne scoată și să ne facă diferiți este Dumnezeu. Dacă ești tu cu noi, asta ne va face deosebiți. Amin. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și pașii dumneavoastră să vă poarte mână în mână cu El tot timpul. În săptămâna care este de acum înaintea dumneavoastră, luați-L de mână și lăsați-vă luați de mână de Isus Hristos. Mergeți împreună cu El, deosebit de oricine altcineva din lumea aceasta. Deosebit. Într-o direcție deosebită, într-un ritm deosebit, într-o plăcere deosebită, într-o bucurie deosebită. Dumnezeu să ne conducă pe toți. Și nu vă fie teamă de cuptorul cu foc. Nu vă fie teamă de bagiocura oamenilor. Nu vă fie teamă de nimic. Se vor înmulți credincioșii atunci când rămân credincioși. Doamne, fi cu poporul Tău. Amin. Rămânem cu Tine, Sfinte Părinte. În numele Domnului Isus Hristos și te invităm să rămâi și Tu cu noi. Doamne, ca în cuvântul Tău, să se lege mâinile noastre de mâinile Tale, pașii noștri de pașul, pașii Tăi și cu Tine, Doamne, să fim deosebiți de o lume întreagă, dar să fim din ce în ce mai asemănători cu împărăția Ta, cu cerul Tău, cu Domnul Isus Hristos. Mergi, Doamne, înainte și fă să găsim drumul de fiecare dată când vei spune iată calea, mergeți pe el. Ferește-ne de împotrivire, ferește-ne de firescul nostru. Și vă, Doamne, ca să rămânem asemănători cu Tine, frumos diferiți de toată lumea, binecuvântați după frumusețea chipului Tău lumină pentru lume, sare pentru pământ, făcând parte din împărăția ta în lumea aceasta. Rămâi cu noi, prin Domnul Isus Hristos, te rugăm și fă ca Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute să rămânem cu tine. Amin.